începând cu versetul 21. Filistenii l-au apucat și au scos ochii, l-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la reșniță în temniță. Dar părul capului lui a început iarăși să crească după ce fusese ras. Și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor, Dagon, și ca să se veselească. Ei ziceau, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson vrășmașul nostru. Și pe când l-a văzut poporul, au lăudat pe Dumnezeul lor zicând, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrășmașul nostru pe acela care ne pustia țara și ne mulțea morții. În bucuria inimii lor au zis, chemați pe Samson ca să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor. L-au așezat între stâlpi. Și Samson a zis tânărului care îl ținea de mână, lasă-mă ca să mă pot atinge de stâlpii pe care se rează-mă casa și să mă rează -mă de ei. Casa era plină de bărbați și de femei. Toți domnitorii filistenilor erau acolo și pe acoperiș erau aproape 3000 de inși bărbați și femei care priveau la Samson cum juca. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dă putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochii ai mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc, pe care se sprijinea casa, și s-a rezemat de ei. Unul era la dreapta lui și altul la stânga. Samson a zis să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitori și peste tot poporul care era acolo. Cei, care i cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-a omorât în timpul vieții. Frații lui și toată casa tatălui său s-au coborât și l-au luat când s-au suit înapoi, la un grupat între Țoreia și Eștaol, mormântul tatălui său Manoah. El fusese judecător în Israel 20 de ani. Amin. Amin. După o pauză destul de lungă în studiul vieții lui Samson, revenim la ultimul episod din viața lui. Acest episod consider că este motivul pentru care autorul cărții evrei îl pune în lista acelor oameni ai credinței, în ciuda unei vieți dezastruoase, din punct de vedere moral și spiritual, și din punct de vedere al împlinirii chemării pe care Dumnezeu i-a dat-o, totuși Biblia îl numește acolo printre oamenii credinței. Biblia spune să ne uităm la, la ce? La sfârșitul lor de viețuire. În Scriptură sunt foarte puțini oameni care fi umblat rău și să fie terminat bine. Foarte puțini oameni. Dar în pasajul acesta, în această dimineață vom observa un astfel de om, căruia Dumnezeu i-a făcut un har cu totul special, ca sfârșitul vieții lui să fie un sfârșit bun. Nu curat perfect de sfârșit, dar un sfârșit bun. Și lucrul acesta s-a întâmplat doar prin harul lui Dumnezeu. Acum nimeni în dimineața asta nu poate să zică și n-ar trebui să zică, dacă Samson a umblat breambura toată viața lui și a sfârșit bine, rezultă că și eu aș putea să umblu toată viața mea rău. Și Dumnezeu să-mi facă un har ca lui Samson. Lucrul acesta nu se poate interpreta în felul acesta. Scriptura ne arată totuși harul extraordinar al lui Dumnezeu față de omul acesta, nu pentru a ne încuraja pe noi la păcat, ci pentru a ne încuraja că dacă ani au trecut peste viața noastră și am risipit multe lucruri și am ieșuat și am falimentat, totuși Dumnezeu este atât de mare în puterea și în harul lui încât poate lua ultimii ani sau ultima zi a vieții și să o transforme într-o zi de mare izbăvire pentru slava lui. Deci asta este lecția. Lecția nu este o încurajare la păcat sub absolut nicio formă. Nu există niciun text în Sfânta Scriptură care ar putea să fie interpretat în felul acesta ca cineva să primească o licență gratuită la păcătuit cât vrea el cu, cu nădejdea că el va muri și va intra în împărăția lui Dumnezeu. Fericit și vesel. Nu există în Biblie. Oricine ar interpreta Biblia, orice text în felul acesta, este interpretat sub o inspirație demonică. Nu are cum. Da? Deci, vreau să fim foarte atenți la lucrul acesta, pentru că am auzit personaje care au încercat să spună că, indiferent de cum au trăit oamenii pe pământ, totuși, lasă că, până la urmă, Dumnezeu, sigur, Dumnezeu are har, nu se pune. Subsemnul întrebării lucrul acesta. Dar nu putem folosi Scriptura ca să încurajăm oamenii care acum sunt în viață să cumva să-i liniștim în conștiința lor ca să umble într-un mod nepotrivit înaintea lui Dumnezeu. Versetul 21 ne arată starea de robie și bagiocoră și rușine la care a fost adus Samson, de asta l-am citit, deși face parte din pericopa anterioară, din secțiunea anterioară. L-au pucat, i-au scos ochii, Vedeți, deși Biblia spune că filistenii i-au scos ochii, ce l-a dus în prăpăt pe Samson toată viața lui? Ochii, nu? Citiți mereu în istoria lui, s a coborât și a văzut, s-a coborât și a văzut, a văzut. lutaic îi spune, nu? Ia mi că -mi... am văzut la timp la o femeie, ia mi că îmi place. El vedea. Deși filistenii i-au scos ochii, este mâna lui Dumnezeu care smulge din viața lui Samson, literal, literal, Lucru care pe Samson l-a dus la prăpăt și păcat. Corect? Ochii Citim pe Domnul Isus Hristos în Matei capitolul 5, spune dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă de la tine. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, scoate-l și le de... Și noi când predicăm textul acela, spunem, Domnule, n-a vrut Domnul să, să, ne ciuntim, să fim toți cu ochii scoși, cu mâini tăiate și așa mai departe. Sigur că n-a vrut Domnul, eu sunt de acord că n-a vrut Domnul. Dar Domnul a vrut să spună că El este dispus la mijloace foarte radicale atunci când este necesar pentru a salva sufletul nostru. El este dispus, Dumnezeu. Și vedem în scriptură că El este dispus la modul literal de a face lucrul acesta. Deci deși, deși filistenii au făcut asta pentru Samson, filistenii au făcut, vedem, din punct de vedere al sufletului lui Samson, au făcut un favor. Din punct de vedere al trupului lui, a fost o nenorocire. Dar din punct de vedere al sufletului lui, din momentul ăla, Samson n-a mai văzut nicio femeie, corect? Deci n-a mai putut să-l ispitească absolut nicio femeie în niciun fel de privință. Dumnezeu i-a cauterizat, dacă îmi permiteți, rana asta a păcatului lui, aceea de a privi mereu și de a fi tras în umblarea lui pe pământ, în continuu de pofta aceasta a ochilor, de pofta sexuală. Da? Dumnezeu s-a ocupat personal de lucrul acesta, pentru că în viața lui pe care el a trăit -o, în lucrarea lui Dumnezeu, el personal n-a fost deloc veghetor în privința aceasta. Și aș spune ca primă lecție pentru noi, Că Dumnezeu va face același lucru și pentru noi. Dacă suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu va pune nuiaua disciplinării pe noi, exact acolo unde puruiază păcatul. Dumnezeu să știți niciodată că mulți vorbesc despre mânia și disciplinarea lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu dă la voia întâmplării cu nuiaua. Niciodată. Dumnezeu niciodată nu ia un om și, cum spunem noi, dă cu el de pământ. Să sară tot din el. Da? Peste tot. Nu contează. Dumnezeu bate oriunde, așa. că într-o criză de mânie, ia un om și îl face prav. Nu, 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 nu. Nu? Dumnezeu are ac de cojocul fiecăruia. Știe el exact unde e problema, știe el exact unde să ne atingă. Deci eu aș spune că ce au făcut filistenii aici este operație chirurgicală a lui Dumnezeu în viața lui Samson. Nu una fizică, în primul rând, deși a fost fizică, ci a fost cu scop spiritual. Dacă Dumnezeu te iubește și dacă ești copilul lui Dumnezeu și dacă ești născut din nou și ești tolerant cu privire la păcat în viața ta, Dumnezeu va face același lucru. Te va durea, Vei plânge, poate vei fi frustrat, poate vei comenta, dar Dumnezeu va face lucrul acesta. Ar fi bine noi ca și copiii lui Dumnezeu să înțelegem că dacă a făcut asta în vechime cu cei pe care Dumnezeu a ales ca să lucreze cu ei, cu atât mai mult va face lucrul acesta cu noi astăzi. Cu atât mai mult va face lucrul acesta cu noi astăzi, care avem o, o măsură de lucrare a Duhului Sfânt mult mai abundentă decât au avut oamenii aceștia când Duhul venea peste ei, pleca și așa mai departe. L-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. Ce trist, nu? Un om cu o putere fantastică. Asta mi se pare imaginea creștinului. Creștinul este un om care are o putere fantastică în lume. O putere fantastică. Singurul lucru care poate lega mâinile unui creștin, vorbesc metaforic acum, ca să nu mai fie folositor lui Dumnezeu în lume, ca să nu mai fie folositor lui Dumnezeu în biserică, ca să nu mai fie folositor lui Dumnezeu în viața personală, în familie, este propriul lui păcat. În momentul în care trăiește în păcat și se joacă cu păcatul și flirtează cu păcatul, ajunge legat. El este puternic. Dumnezeu i-a dat puterea ca și lui Samson. Duhul Domnului a venit în repetate rânduri peste Samson. Dar a ajuns să fie legat de niște lanțuri pe care mai înainte le-ar fi rupt cu ușurință. Nu-i așa? S-a dus la, 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 intrarea unei cetăți. A luat porțile cu toți. Și nu erau porți cum avem noi aici. Da? L-a luat porțile cu toți și le-a sui pe un deal. Puterea lui era enorm de mare. Acum a ajuns să fie legat de niște lanțuri pe care, repet, altă dată le-ar fi rupt cu ușurință. Așa este un creștin. Lucrurile pe care Dumnezeu îi le dă să le facă, biruințele pe care Dumnezeu îi le cere să le aibă, el le-ar avea cu ușurință dacă, dacă nu se joacă cu păcatul. În momentul în care se joacă cu păcatul și cade pe mâna vrășmașilor spirituali, în momentul acela este o neputință totală. Și mai există un lucru aici foarte important. El învârtea la reșință în temniță. Deci Samson care, din nou, imaginea unui credincios care se joacă cu păcatul, Samson care mai înainte era chemat și putea să lucreze pentru Dumnezeu, într-un mod extraordinar pentru că i s-a pus la dispoziție puterea lui Dumnezeu, acum am ajuns să învârtă la, la cel rău. La și poporului lui Dumnezeu. Aceea pe care el trebuia să-i biruiască, este o imagine interesantă aici. Știți că a dat foc la grâne Samson. Le-a luat pita. Și acum l-au pus să, să le facă făină pentru pită. Nu? Înțelegeți? Cam asta se întâmplă. Foarte mulți creștini, ascultați-mă, când sunt chemați să lucreze în via Domnului, când sunt chemați să fie activi în biserică, când sunt chemați să trăiască pentru Dumnezeu, în lume, în familie, în viața personală, în societate, în biserică, să tânguie și să plâng cât e de greu. Știi ce nu știi tu? Că în momentul în care flirtând cu păcatul vei ajunge la râșnița celui rău, ai să vezi cu adevărat ce înseamnă viața grea. Viața grea nu este, frate, să trăiești pentru Dumnezeu. Viața grea nu este să trăiești în sfințenie. Viața grea nu este să lucrezi pentru Domnul. Viața grea nu este să te implici. Știi ce e viața grea? Să ajungi pe mâna diavolului, să te lege cu lanțul și atunci să vezi ce înseamnă viața grea. Să intri în niște curse, în niște combinații pe care ți le face el, să nu mai poți ieși din ele și atunci aia este viața grea. Nu este viața grea umblarea cu Domnul. Nu este viața grea umblarea cu Domnul. Satana care este pervers, mincinos, înșelător, stă și șoptește totdeauna la urechea noastră. Via, grea viața de creștin. Da! Ce apăsați sunteți voi și ce jugui pe umerii voștri. Și de la câte lucruri trebuie să vă abțineți voi și cât de suferință. Ce spune Domnul Isus Hristos? Veniți la mine voi toți cei trudiți în și o să, viați, o să aveți mai multă povară. Că viața cu Domnul e grea. Așa a spus Isus. A spus Isus așa sau nu? Nu, e o blasfemie. E o blasfemie. Isus n-a spus așa. Și eu vă voi da o pentru sufletele voastre. Ați văzut că un om când este odihnit în suflet și are inima în păcată, nu e așa că poate să facă toate lucrurile mai ușor? Dacă este vesel, toate lucrurile sunt ușoare. Și apoi zice Domnul Iisus, după cele de odihnă, luați jugul meu. Dar cum spune Iisus că este jugul lui? Cum este jugul lui? Ușor! Așa spune, că jugul lui e ușor. Și cineva spunea, jugul lui este ușor pentru că în jug este el care trage. Sigur, tu nu ești de formă, dar într-un fel cam ești de formă. Tu tragi acolo și ai impresia că faci nu știu ce lucru grozav. Dar El este acela care îți dă și voința și înfăptuirea. Despărțiți de mine, nu puteți face absolut nimic. Dumnezeu lucrează în noi. Tesalonicen spune, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, El lucrează absolut toate lucrurile noi. Jugul lui este ușor. La râșnița celui rău nu este ușor, să știți. Când te puneți să învârți acolo nu mai este ușor. Și atâția creștini au intrat în combinații din astea. Combinații financiare, politice, chestii de căsătorie, o grămadă de lucruri care a știut clar de la bun început dinainte. Dumnezeu nu permite lucrul acesta. Au intrat și au început să învârtă după aceea la râșniță. Și una e când învârți 2 ani, una e în învârți 30, 40 de ani. Și mai poți ieși de acolo. Te-ai legat. Este foarte important să vedem versetul 21. Ne trasează această situație în care a ajuns Samson ca să vedem apoi marea izbăvire pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lui. Uitați-vă versetul 23. Speranța care se naște cumva în evenimentul acesta când spune părul capului lui a început iarăși să crească după ce fusese ras. El au ras filistenii și a început să-i crească părul capului înapoi. Pentru nazirei părul capului era imaginea, simbolul dedicării, consacrării lor totale în slujba lui Dumnezeu. Ce vreau să observați aici este că deși Samson a avut un faliment groaznic, Deși Samson a avut ro ajuns rob, deși Samson a ajuns închis în închisoare, deși a ajuns orb, deși a ajuns slujitor la Filisten, deși era o victimă, deși nu mai avea nicio mărturie, totuși acel simbol a consacrării lui din pântecele Maicii lui în mâinile lui Dumnezeu a început din nou să se vadă. Și aceasta este, aceasta este o imagine a faptului că atunci când ai fost pus cu adevărat în mâinile lui Dumnezeu, în ciuda falimentului și eșecului, este speranță. Asta este vestea bună a acestui pasaj. Este speranță. Mărturia nu mai avea. Libertatea nu mai avea. Ochii nu mai avea. Să lucreze pentru Domnul nu mai putea. Dar ceva a rămas acolo. Asta este speranța pe care Domnul o dă chiar unor care au falimentat groaznic. Scopul nostru nu este în dimineața asta să spunem că dacă ai falimentat și ai ieșuat ca Samson, nu mai există nicio șansă pentru tine. Nu. Scopul nostru este să spunem că există o speranță acolo. Sigur, nu te vei mai întoarce după anumite greșeli. Important din viața de credincios este posibil să nu te mai poți întoarce niciodată la ce ai fost la început. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai are nimic pentru tine. Asta nu înseamnă că s-a pus pecetea destinului iadului pentru tine. Din nou, dacă Dumnezeu a lucrat în inima ta, dacă ai fost născut din nou, dacă s-a pus Duhul Sfânt în tine, dacă ai fost pecetluit, dacă ai fost spălat în sângele Domnului Isus Hristos, uitați imaginea, a început părul iarăși să crească. Filistenilor nu le mai păsa. Asta era o chestiune, părul era o chestiune între omul ăla și Dumnezeu. Nu erau o chestiune între Samson și Filisteni, între Samson și popor, între Samson și părinții lui, între Samson și Dalila, între Samson și nu știu. Era o chestiune între el și Dumnezeu. Dumnezeu a cerut nazireului să-și lase părul lung ca un semn al dedicării sale față de Dumnezeu. Și părul lui a început să-i crească pentru că Dumnezeu, într-un fel, în felul acesta, naște speranța în inima lui Samson. Că în ultimul ceas, în ultima zi a vieții lui, lucrurile s-ar putea într-o oarecare măsură schimba. Și lucrul acesta ne-l spune și nouă Dumnezeu în această dimineață. Al doilea lucru pe care vreau să-l observați după această speranță care vedem că se naște aici, este versetul 23 și 24. Să vedeți de ce Dumnezeu îi dă această oportunitate nouă lui Samson. De ce? Spune așa, domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jerfă. Vezi, păgânii sunt și ei închinători. Au jerfă, au Dumnezeu, au veselie, au închinare. Dumnezeul nostru și ziceau, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson vreșmașul nostru. Când l-a văzut poporul, când a ieșit, da, l au adus pe Samson acolo pe scenă, imaginați-vă frenezia extatică în care au intrat oamenii ăștia, o frenezie nebună, da, păgână. Nu vă imaginați că păgânii, când se adunau la închinarea lor, da, și aduceau jefe Dumnezeilor lor, toți se puneau frumos pe scaune, dădea cineva o cântare, în cinstea Dumnezeului Dagon și toți cântau cântarea. Nu. Ăștia intrau într-o ferenezie turbată, beți, dansând și în extazul acela al închinărilor au început să laude pe Dumnezeul lor. Și ce spuneau ei? Spuneau așa. Au laudat pe Dumnezeul lor zicând Dumnezeul nostru a dat mâinile noastre pe vrășmașul nostru. Cine l-a dat mâinile lor pe vrășmașul lor? Cine? Cine? Într-un sens, din punct de vedere uman, Dalila l-a dat. Și l-a dat cum? Prin înșelare, nu? Prin înșelare, trădare și minciună. Deci Dumnezeul lor era un Dumnezeu a Asta era. Dumnezeul lor era un Dumnezeu, ei se închinau la un Dumnezeu al înșelării, al trădării și al minciunii. Deși o femeie l-a dat în mâinile lor, ei identificau evenimentul acela și l-atribuiau Dumnezeului lor. Ăla era Dumnezeul lor. Să știți, Dumnezeul căruia ne închinăm este Dumnezeu după chipul căruia vom trăi. Dumnezeu căruia ne închinăm, pe care îl venerăm, de care suntem uimiți, va ajunge să-și imprime chipul lui în noi. Vom ajunge să-l, fiind uimiți de el, fiind fascinați de el, vom ajunge să copiem trăsături din el. Dacă Dagon era un Dumnezeu fals, înșelător, mincinos, trădător, ei înșiși au ajuns să trăiască după chipul Dumnezeului lor. Închinarea este un efect, are un efect modelator, transformator. Închinarea nu este citarea dintr-o carte de cântări a unei cântări la adresa lui Dumnezeu. Nu. Închinarea are un efect spiritual asupra noastră. Ne transformă după chipul acelui a căruia ne închinăm. Dacă îl venerăm pe el, dacă ne închinăm noi, dacă îl observăm pe el, îl analizăm pe el, medităm la el, suntem fascinați și uimiți de el, lucrurile acelea încep să se imprime înaintea noastră. De aceea este fundamental important să ai o imagine corectă despre Dumnezeu. O imagine falsă despre Dumnezeu va duce la o trăire falsă. Va duce la o trăire falsă. Exact cum vedem în viața acestor oameni. Da? Ce este interesant aici este că ei zic în cântarea asta lor, în închinarea asta lor, Dumnezeu nostru a dat în mâinile noastre pe Samson. Dumnezeu nostru a dat în mâinile noastre pe vreșmașul nostru care ne pustia țara și ne mulțea morții. Și ce se întâmplă? când ne compromitem și când s-a compromis el, a devenit slab și a ajuns, a ajuns să crească puterea închinării păgânilor. Nu e așa că păgânii se închinau cu mai multă vervă acum, cu mai mult zel? Din pricina cui? Din pricina unui om al lui Dumnezeu care nu și-a făcut datoria. Din pricina unui om al lui Dumnezeu care nu și-a făcut datoria. Credeți dumneavoastră că atunci când un credincios, un pocăit, trăiește cu neglijență înaintea lui Dumnezeu, în casele păgânilor și a necredincioșilor, nu se vorbește despre el? Spuneți-mi, nu se bârfește despre el? Nu râd de el? Nu-l bajocoresc? Nu-l disprețuiesc? că uite și pocăiții. Ăștia care se duc la biserică, ăștia care se închină, ăștia care se laudă, ăștia care spun și așa mai departe. Asta se întâmplă. Ce s-a întâmplat cu Samson acum mii de ani? Se întâmplă asta, este exact același lucru. Și Scriptura revelează lucrurile acestea tocmai ca să ne deschidă ochii. Că nu facem decât să alimentăm farsa închinarea oamenilor. Farsa închinarea oamenilor când umblăm cu neglijență înaintea lui Dumnezeu. Ce făceau ei de fapt în închinarea asta? Și care cred că este motivul pentru care Dumnezeu intervine drastic aici, este că ei pun pe seama lui Dagon ceea ce făcuse Dumnezeu, ceea ce era în mâinile lui Dumnezeu. Aceasta a fost o lucrare disciplinatorie corectivă a lui Dumnezeu pentru Samson. Indiscutabil. Și ei au pus pe mâinile lui Dagon această lucrare. Au atacat suveranitatea lui Dumnezeu absolută. Dumnezeu care era în controlul situației îi spune, nu, Dagon, Dumnezeu nostru a dat în mâinile noastre pe Samson. Nu doar atât ce îi neagă, nu doar suveranitatea lui Dumnezeu, ci scopurile corective ale lui Dumnezeu. Lui Samson îi se întâmplă lucrul acesta pentru că Dagon s-a răzbunat împotriva lui. Pentru că Dagon, care este vrășmașul lui Samson, l-a biruit. În conflictul acesta dintre Dumnezeul lui Israel și Dagon a câștigat cine? Dagon a câștigat. Și de aceea ei se închinau lui Dagon și aduceau chinare lui Dagon și aduceau jertfe Dagon și se veseleau în numele lui Dagon. Aici, în ce vedem aici, în această sărbătoare acestor oameni idolatrii, vedem o sfidare, o negare, o bajocorire a Dumnezeului lui Israel. Și atenție, Dumnezeu nu stă nepăsător. Lucrul acesta este adevărat și astăzi. Vă aduceți aminte, Irod, atunci când a venit în fața unei mulțimi și oamenii au spus, acesta este glas de Dumnezeu, nu de om. l ar lovit îngerul Domnului, și a murit mâncat de vieri. Și ai fi să spui, dar n-a spus lucrul ăsta în biserică? Nu i-au adus cântări? Nu, doar au spus că e glas de Dumnezeu, nu de om. Irelevant. Să nu credeți că în lumea în care noi trăim astăzi, vedem oameni ridicându-se, oameni politici, ai impresia că se poartă ca niște Dumnezei, care ei conduc cu istoria, care ei hotără soarta omenirii. Și când se ridică această, acești aburi ai beției puterii umane, ți se ridică la minte, începi să spui prostii și începi să accepti prostiile spuse de alții, aproape ca o venerare, ca o închinare a ție. Și atunci este punctul în care Dumnezeu intervine. Eu am auzit și este pe internet un congres pe vremea comuniștilor, nu mai știu, nu vreau să greșesc să spun numele lui, dar în care la propriu a fost venerat Ceaușescu. I-au citat o poezie și l-au venerat. Slavă conducătorului neamul nostru, slavă nu știu ce, slavă nu știu ce. Spuneau niște credincioși din vremea respectivă că atunci au știut că s-a semnat sentința lui. S-a semnat sentința. Nu poate nimeni să concureze cu Dumnezeu. Nici măcar în lumea în care noi trăim. Și să rămână nepedepsit. Suntem niște muritori cu toții. Suntem niște muritori cu toții. Și mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu ne va chema pe fiecare față în față. Și una este să vii înaintea lui Dumnezeu ca și copila lui răscumpărat și alta este să vii înaintea lui Dumnezeu ca un inamic. O furnică pe planeta Pământ care e ridicat mâna spre Dumnezeu. O furnică, pe plan... o insectă pe planeta Pământ care poți fi strivit într-o clipită și să primești slavă ca un, ca, ca un, Dumnezeu. Nu ai cum să faci astfel de sfidare împotriva lui Dumnezeu și să rămâi nepedepsit. Și eu cred că acesta este motivul, această sărbătoare a lor în care ei sfidează pe Dumnezeu lui Israel. Este motivul pentru care Dumnezeu intervine și recuperează pe Samson în ultima zi a vieții sale. Observați spectacolul, versetul 25, că nu s-au mulțumit. Aici e un lucru, o diferență între religia adevărată și religia falsă. Știți care este? Una din diferențele fundamentale. Țineți minte că și în creștinism au intrat lucrurile acestea. Și în creștinism. Închinarea copiilor lui Dumnezeu nu este spectacol. Închinarea copiilor lui Dumnezeu nu este distractivă. Închinarea copiilor lui Dumnezeu este marcată de reverență și respect. Este o combinație pe care nici nu, un paradox intern în sufletul copilului Dumnezeu se bucură, se veselește și în același timp are reverență, are respect. Îl onorează pe Dumnezeu. Nu așa este la pagani. Nu așa este la păgâni. Uitați, după ce au adus jertfă Dumnezeului lor, după ce s-au închinat, după ce l-au venerat, după ce i-au cântat, spune așa, Imediat versetul 25. În bucuria inimii lor, au zis, chemați pe Samson ca să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor. L-au așezat între stele. Ce au făcut ei? Au luat acest trofeu al lor și și-au bătut joc de el. Când l-au pus să joace, l-au pus să-l să disprețuiască, să-și bată joc de el. Înțelegeți? Și v-am mai spus și repet lucrul acesta pentru că istoria nu trebuie uitată. Copiii lui Dumnezeu care au fost în închisorile comuniste, mulți dintre ei au fost luați și au fost bat jocorit. A fost bat jocorită cina Domnului, erau băgați în apă, vă trebuie botez, nu vă dăm noi botez atunci, vă trebuie cina Domnului, nu vă dăm noi cina Domnului cu, cu, urină și cu fecale. Asta au făcut închisorile comuniste. Lucrurile acestea nu pot rămâne înaintea lui Dumnezeu nepedepsite, ascultați-mă, înainte de judecata veșnică vor fi pedepsite înainte de judecata veșnică aici pe pământ ca să, fie o im ca să fie înaintea oamenilor să intre frica în oameni și să vadă că Dumnezeu nostru nu este mort că Dumnezeu nostru lucrează și asta au făcut cu Samson l-au luat pe acest om al lui Dumnezeu așa cum a fost el cu căderile lui groaznice care a intrat sub disciplina lui Dumnezeu l-au luat ca să-și bată joc de el l-au luat ca să-l disprețuiască și ascultați-mă dacă cineva este un credincios adevărat un credincios adevărat niciodată nu trebuie să ajungă obiectul disprețului nostru și bajocurii noastre. Una este să-l iei să-l mustri, una este să-l îndrepți, una este să-i faci chiar mustrare foarte aspră și alta este să-l ca să fie un obiect al distracției, al bajocorei, al veseliei tale. Asta este închinarea falsă. Închinarea falsă este o combinație de închinare la Dumnezeul lor și distracție. Distracție care este împreună cu bajocură, cu dispreț și așa mai departe. Aia este închinarea falsă 100%. În acest spectacol, vedeți dumneavoastră, observăm ceva foarte important în versetul 25. Păcatul ne face de râsul celorlalți. Păcatul personal, compromisul personal, ne face de râsul oamenilor. Ne vor lua și ne, chiar dacă nu ne vor lua fizic să ne pună, ne vor lua și ne vor discuta la bețiile lor. Ne vor lua și ne vor discuta în întâlnirile lor. Ne vor lua și vom fi de râsul oamenilor. Din pricina păcatului, din pricina compromisului. Din pricina faptului că am flirtat cu păcatul. Da? Observați ce un lucru. Samson, care a fost un războinic, a ajuns acum un circar. Asta face păcatul. Dintr-un războinic puternic, care poți birui vrășmași spirituali, ajungi un circar compromis. Asta a ajuns. Cum se poate așa ceva? Te uiți în capitolele anterioare și vezi pe Samson, un războinic care e în stare să facă lucruri extraordinare. Și a ajuns acum să danseze înaintea oamenilor, orb? Asta este imaginea unui credincios, care e compromis. Imaginea unui credincios care își joacă cu păcatul. Asta vei ajunge, frate. Am văzut oameni și noi, știm oameni, care au făcut mari lucruri prin puterea lui Dumnezeu. Mari lucruri. Și au ajuns de bajocul a oamenilor. De ce? De ce? Nu mai putea, mâna Domnului nu este aceeași? Nu mai putea Dumnezeu să lucreze? Nu, nu, nu din pricina păcatului, din pricina compromisului. Asta s-a întâmplat în viața lui Samson. Uitați versetul 26 și 27. Și Samson el a jucat înaintea lor. Se întâmplă ceva, Biblia nu ne spune, dar se întâmplă ceva în inima lui Samson, nu e așa? În mintea lui, în conștiința lui e un freamăt acolo, timpul ăsta din temniță. Ascultați-mă, temnița poate să aibă un efect foarte terapeutic. Timpul ăsta în temniță a făcut ceva în el. Temnița aceasta nu era doar o temniță a filistenilor, era o temniță a disciplinării și a pedepsei lui Dumnezeu. O temniță care l-a dus pe Samson înapoi. O temniță care i-a rădat înapoi mintea lui Samson. Un loc în care Samson era legat, nu mai putea să umble breambura și a început să se gândească. Pentru unii Dumnezeu face lucrul ăsta cu un pat de spital, pentru unii face Dumnezeu un fel și chip lucrul acesta. ascultați mi este o mare nenorocire ca Dumnezeu să te aducă, în folosesc metaforic acum, într-o temniță. Să-ți ia obiectul muncii, să te liniștească, să te țină locului și să ratezi momentele acelea, să nu meditezi, să nu gândești la viața ta, la umblarea ta, la sufletul tău, la inima ta, la gândurile tale, la familia ta, la ce ai făcut. Spune Dumnezeu la un moment dat poporului, uite-te pe urma pașilor în vale. Îl oprește, gata, oprește-te. Și uite-te pe unde ai umblat, uite ce ai făcut. Și eu cred că în temnița aceasta, și spun lucrurile acesta pentru că văd ce s-a schimbat, îl văd pe Samson înainte de temniță și îl văd pe Samson după temniță. În temnița aceasta, Samson a avut timp să gândească. Să evalueze, să reevalueze, să regândească viața lui. Să se gândească la cum a umblat, cum a trăit, ce a făcut. A fost, temnița aceasta a fost o lucrare a lui Dumnezeu. Ca să-l aducă Dumnezeu înapoi pe Samson, să-i redea mintea lui Samson. Vedeți un lucru interesant, Samson doar după ce își pierde ochii primește o viziune corectă asupra vieții, vedeți? Samson după ce își pierde ochii fizici începe să vadă bine spiritual, corect? Ce ar fi trebuit să fac eu viața mea? Să mă lupt cu filistenii, acum vrea să lupte cu filistenii, când nu mai avea ochi. Vedeți? Își pierde ochii fizici, dar își recapătă viziunea spirituală. Asta se poate întâmpla din punct de vedere fizic. S-ar putea să-ți pierzi sănătatea fizică, dar să primești sănătatea spirituală. S-ar putea să-ți pierzi valorile fizice, banii, să ajungi într-o problemă mare financiară și să-și câștigi valori spirituale. Să începi să investești cu adevărat în ce trebuie. Dumnezeu de foarte multe ori lovește în partea materială, fizică a existenței noastre ca să ne facă să gândim în dimensiunea aceasta spirituală. Că uneori suntem așa de corupți și de atrași de dimensiunea aceasta fizică, de ochi. Putea să meargă unde vroia el, el la liber. Da? Putea să pună mâna pe ce vroia el. Acum mâinile ei sunt legate umblarea lui este doar acolo pe câțiva centimetri pătrați, ochii sunt luași și când este blocat total din punct de vedere fizic, sufletul lui, care până atunci a fost opresat de Samson, sufletul lui care a fost apăsat de Samson, neglijat de Samson, sufletul lui începe să renască. Începe să renască. Asta este, asta este motivul, dragii mei, Vă spun, ar fi o tragedie dacă Dumnezeu te-ar aduce într-o astfel de stare, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al sănătății tale. Ar fi o tragedie să risipești timpul acela. Ar fi o tragedie să ridici pumnul spre Dumnezeu și spui, de ce Dumnezeu m-a adus în falimentul ăsta? De ce Dumnezeu m-a adus în starea asta nenorocită? De ce Dumnezeu? Ce Dumnezeu e ăsta? Auzi oameni care spun asta? Omule, Dumnezeu face lucrul acesta. Pentru că sufletul tău pe care l-ai neglijat, de care nu te-ai ocupat, lucrarea lui Dumnezeu pe care ai neglijat-o, de care nu te-ai ocupat, viața familiei tale de care, pe care neglijat -o și te ai neglijat-o nu te-ai ocupat, mărturia ta pe care ne ai, ai neglijat-o și de care nu te-ai ocupat, acum lucrurile acestea să devină importante pentru tine. Ăsta este motivul pentru care Dumnezeu face lucrul acesta. Ăsta este motivul pentru care a avuns legat. Uitați, numai după ce își pierde ochii, primește o perspectivă bună. Știe acum ce are de făcut. Numai după ce învârte la râșniță, acum aș dă seama că era bine să lucreze pentru cine? Pentru cine? Pentru Domnul. Acum zice, în stare să mor în lucrarea lui Dumnezeu. Dar până atunci, umbla breambura. Mai omora un leu, mai smulgea niște porți, făcea tot felul de lucruri care nu aveau nicio... Deci nu aveau un rezultat pe termen lung. Dumnezeu l-a ridicat ca să izbăvească, zice pe Israel. Pe cine a izbăvit el când a omorât leu? Pe cine? Pe nimeni. Pe cine a izbăvit el când a smurs porțile la ursui pe deal? Pe cine? Pe nimeni! Dar când a învârtit la râșnița filistelilor, cred că asta se gândea Samson. Ce prostănaca sunt! Am ajuns să învârt la ăștia la râșniță! Puteam să-mi folosesc puterea asta pentru Dumnezeu! Și când a, a ieșit singurul moment pe care Dumnezeu i-l-a dat, când l-a scos în fața mulțimii, Samson, mintea lui e recalibrată acum. Samson știe, ăsta este singurul moment în care pot să recuperez tot ce am stricat. Ăsta este singurul moment în care nu mai învârt la râșnița celui rău. Gata, s-a terminat. Și este gata să-și pună puterea lui, energia lui, viața lui, sănătatea lui să o pună în întregime pe altar la dispoziția lui Dumnezeu. Îi vine mintea la loc. Se întâmplă o transformare. Vedeți? Biblia nu ne spune. În viața lui Samson s-a întâmplat o transformare. Samson a fost născut din nou. Samson prin credință a fost mântuit. Dar Biblia îți arată în această narațiune că ceva în inima lui, în mintea lui, în sufletul lui, în conștiința lui, s-a schimbat din punct de vedere spiritual radical. Radical s-a schimbat. Radical. Foarte interesant. Spune așa, i-a zis tânărului care îl ținea de mână. Lasă-mă ca să mă pot atinge de stâlpi pe care se rează -mă casa și să mă, mă de ei. Noi știm din ceea ce urmează ce era în mintea lui Samson acum, corect? Casa să sprijine pe stâlpii aceia, vă întreb, Samson se rugase Domnului până la punctul ăsta, da sau nu? Nu se rugase, cel puțin nu ne spune Scriptura. I-a făcut Dumnezeu o promisiune că îi va da biruință? Nu. Dar știți ce face Samson? Samson zice așa, mintea lui s-a schimbat, vedeți unde pornește totul? Dumnezeu leagă din punct de vedere fizic, blocat total, nu mai poate să facă nimic. În momentul acela începe transformarea lăuntrică a minții, da? Totul începe de la Dumnezeu. Dumnezeu îl disciplinează. Al doilea lucru, mintea lui începe să se schimbe niște lucruri, niște frământări lăuntrice, seismice ale sufletului lui. Al treilea lucru, Samson ia acțiune. Intră în acțiune, Samson. Dar cum să intre în acțiune dacă e legat încă? Că ai spune, dacă Domnul mi-ar da bani, dacă Domnul mi-ar face cu tare, dacă Domnul m-ar pune în nu știu ce situație, eu m-aș duce și aș face o grămadă de lucruri. Greșit! Ascultați-mă bine ce vă spun la punctul acesta. Fundamental greșit! Fundamental greșit! legat, să, fă, am vrut să spun, să uitat în jurul lui. Nu s-a uitat că nu mai avea la ce să se uite, da? Știe că e legat de niște stâlpi și zice, ce am eu la dispoziție acum ca să fac eu ceva pentru Dumnezeu? Ce avea? Lângă el, ce avea? Doi stâlpi. Și cu stâlpii ăștia, ca tot am la dispoziție, o să fac ceva pentru Dumnezeu. Mă înțelegeți ce spun? Mulți oameni stau, creștini, Paralizați total în viața personală, paralizați total în familie, paralizați total în biserică, paralizați total în lume. Nu fac nimic. Că spun, nu am. Nu am la dispoziție nimic. Nu pot să fac nimic. Că nu am. Vă întreb ce avea Samson. Și ce avea două lanțuri cu care era legat. A făcut ceva Samson? După aceea, a făcut fraților. A făcut. Ăsta este un adevăr spiritual aici. A făcut. Îi spune Dumnezeu lui Gedeon cu puterea pe care o ai, dute. Ce putere, doamne? Zice, cel mai mic din familia mea. Familia mea, vadia. Doamne, eu nu sunt războinic. Eu bat aici grămdă. Doamne, n-am, nu mă pricep la nimic. Cum eu? Da, vă aduceți aminte că s-au dus cu niște ulcioare și făcli. Ce general normal la cap? Ascultați-mă, normal la cap. S-ar duce cu niște ulcioare și făcli la luptă. Ce strategie e asta? Asta aveau fraților. N-aveau săbii, n-aveau topoare, n-aveau sulițe, astea erau fabricate de filisteni. Și nu le-ar fi dat lor gratis. Nu aveau nimic. Dar ce aveau la, la, la dispoziție? Asta aveau, nici o ulcioare și nici o Cu ce s-au dus? Cu ce au avut? În starea și în situația în care Dumnezeu te-a așezat. Ascultă-mă. Dumnezeu ți-a pus la dispoziție tot ce ai nevoie ca să lucrezi. Tot ce ai nevoie ca să trăiești în Sfințenie tot ce ai nevoie ca să te ocupi de soția ta și de copiii tăi, tot ce ai nevoie ca să fii o mărturie bună în lume, tot ce ai nevoie ca să vorbești despre Domnul Isus Hristos, tot ce ai nevoie ca să te implici în biserică, ți-a pus deja totul la dispoziție. Tu cu mintea ta umană ai să spui, nu are, nicio, nu are niciun sens să spui că Samson legat mai poate face ceva pentru Dumnezeu. Ascultă-mă! Succesul lucrării noastre nu este cu ce avem noi la dispoziție. Succesul lucrării noastre este în faptul că ne punem în supunere și ascultare față de Dumnezeu și suntem dispuși să facem ceva. De aceea ce vreau să subliniez aici în final este că Samson să pune în poziția de luptă. Ii zice, dăm stâlpi. S-a pus? Și după ce zice, Doamne, uite poziția în care sunt. Te rog, dacă ascultați, ascultați, parcă vezi suspinul ce zdrobit a ajuns Samson. Un om puternic căruia nu-i dacă vrea să ducă la filisteni să ducea. Nu avea nicio treabă. Puteți să mă legați, puteți să, puteți să faceți ceva. Nu-l interesa. Dar uitați cum schimbă Samson tonul. Ascultați tonul lui Samson. A striga către Domnul. Simțiți suspinul din El, durerea din El, disperarea din El. Era în poziția de luptă. Ce îi spune El lui Dumnezeu când stă în poziția de luptă? Strângând, strângând stâlpii. Doamne, sunt dispus să fac ceva pentru tine. Sunt dispus, sunt la dispoziția ta în totalitate. Viața mea este pe altarul tău sunt pentru tine, Doamne, uite, eu mă pun deja aici altceva nu am ce să fac, Doamne, ești legat am dorit stâlpeată, nu am altceva, Doamne și spune așa a strigat la Dumnezeu și a zis Doamne, Dumnezeule adu-ți aminte de mine, te rog, vedeți? simți tonul lui inima lui, zdrobirea lui frământarea lui nu mai este tupeist, nu mai este obraznic nu mai umblă breambura, nu mai poate nu s-a mai uitat sfidător la nimeni, acum discută doar cu Dumnezeu îi spune prima dată, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte, te rog. Dumnezeule, dăm putere numai de data aceasta. Simțiți inima lui Samson? Da, se roagă în poziția de luptă. El nu să seara spune, Doamne, deschidem tu niște oportunități să fac. Nu, nu. El este deja în poziția de luptă. El este deja în poziția aceea de ascultare, de supunere. Și observați în versetul 28 câteva lucruri despre rugăciunea lui care sunt foarte importante. Apelează, vedeți, la relația lui cu Dumnezeu. El spune, Doamne, adu-ți aminte de mine. Înainte să ceară putere, se roagă pentru sufletul lui. Când spune adu-ți aminte, sau zice găsiți în scriptură Dumnezeu și-a adus aminte de cutare, acolo este o expresie care se referă la faptul că Dumnezeu a reacționat față de cineva în baza legământului pe care îl avea. Poporul Israel era în. Egipt în robie, Dumnezeu și-a adus aminte. El avea o relație cu ei în baza legământului pe care le-a făcut cu patriarhii. Dumnezeu și-a adus aminte de Sara și-a făcut-o să nască. Domnul avea o relație cu Avram și Sara, o relație de legământ în baza cărora le promisese o grămadă de lucruri. Tâlharul spune, Doamne, aduți aminte de? El ce spune? Doamne, vreau să am o relație personală cu tine. Vreau să te interesezi de persoana mea. Nu-i cere nimic altceva de persoana lui. Este singurul moment în viața lui Samson când vedem că Samson cere ceva pentru sufletul lui, nu cere ceva pentru altceva. Întâi, după aceea cere, dar întâi zice, Doamne, adu aminte de mine, ocupă-te de mine, E ca harul de pe cruce. Însă în ultima zi din viața mea, Doamne, poate tâlharul la Samson s-a gândit. Sunt și eu, Doamne, prins aici pe o cruce, legat, nu mai este nicio șansă pentru mine. Adu-ți aminte de mine, ocupă-te de sufletul meu. Înțelegeți, Dumnezeu ca să lucreze prin noi, mai ales dacă ne-am compromis, mai ales dacă n-am trăit bine înaintea Lui. Întâi trebuie să cerem lui Dumnezeu să se ocupe de sufletul nostru. După aceea să facem ceva. Întâi să se ocupe de sufletul nostru. Apelează la relația lui de legământ și la consacrarea lui înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru important pe care îl observați aici este că Samson este în momentul în care e gata de sacrificiu suprem. Am vrea ca Dumnezeu să lucreze. Întrebarea este, suntem gata să ne punem total pe altar la Dumnezeu, pe, înaintea lui Dumnezeu? Am vrea ca Dumnezeu să lucreze, dar să-i dăm 1% din banii noștri, 2% din timpul nostru, să-i dăm o dată pe lună, două, trei ori, poate să venim la adunare. Facem noi așa niște mici eforturi. Ce suntem dispuși să facem ca Dumnezeu să lucreze? Ne uităm la Samson. De ce a lucrat Dumnezeu? Zicem, Dumnezeu i-a mai dat o șansă lui Samson. L-a recuperat Dumnezeu pe Samson în ultima zi a vieții lui. Dar știți de ce l-a recuperat? L-a recuperat pentru că Samson, în inima lui Samson s-a întâmplat o transformare care l-a făcut pe Samson să se pună în totalitate la dispoziția lui Dumnezeu. În totalitate. Eu nu cred, vă spun deschis, nu cred că Dumnezeu lucrează prin oameni care nu sunt gata să jirfească totul lui Dumnezeu. Care îi dau cu lui Dumnezeu. Care au impresia că sunt într-un fel de tranzacție cu Dumnezeu. Stă el și se gândește așa, ca și -aș fi dispus să-i dau. Hai, până aici aș putea să merg, mai mult nu. Cum să lucreze Dumnezeu cu astfel de oameni? Vă întreb. E posibil ca Dumnezeu să se lasă tras într-o astfel de cursă? Nici de cum. Deci Samson este gata de sacrificiu. Întâi își rezolvă problema lui personală cu Dumnezeu, problema Sufletului. Apoi este gata de sacrificiu suprem înaintea lui Dumnezeu. Uitați, este complet dependent de Dumnezeu. Doamne, dăm putere numai de data aceasta. Se mai încredea Samson în părul lui acum? Îi crescuse părul. Dar de cine depindea Samson acum? De Dumnezeu. El știe că nu poate să facă nimic dacă Dumnezeu nu lucrează pentru el. Dacă Dumnezeu nu-i dă putere. Apoi observați că Samson se întoarce la misiunea lui originală. El nu se roagă și spune, Doamne, dacă aș mai face și eu o călătorie la filisteni. Ce frumos era pe îngrinele filistenilor, Doamne. Mirosul ăla de grâu copt. Doamne, ce fain a fost când l-am luat. Ce, ce m-am distrat când fugeau vulpile acelea cu, 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 flăcările la cozile lor și dădeau fuc. Doamne, ce amuzant a fost să-ți mai aduci aminte. Doamne, ce aș mai smulte odată porții la filisteni să-i văd cum să uitau ăștia disperați când mai aveau porți la cetate. Extraordinar. Doamne, cred că și tu te-ai bucurat foarte mult. Când am... Doamne, mă mai duceam și eu pe la o femeie, mă mai distram și eu. Na, tu știi cum e viața pe pământ ca bărbat, tânăr. Doamne, mă înțelegi tu pe mine. Asta a spus Samson. Vrea Samson să fie eliberat ca să-și mai facă vreuna din nebuniile lui? Vezi transformarea, schimbarea totală în viața lui Samson? Samson se întoarce la misiunea lui originală. Dumnezeu profețește și se spune și el va începe să izbăvească pe Israel. Și Samson știe că pentru asta a fost ales, pentru asta a fost consacrat din pânții cele mai sale, pentru asta i-a crescut părul lung și a fost nazireu înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Se întoarce la misiunea lui originală. El a avut pe, în viața lui misiunile lui, planurile lui, călătoriile lui personale, treburile lui. Dar acum Dumnezeu i-a smuls totul din mâini, i-a smuls și ochii din cap și s-a întors, i-a lăsat Dumnezeu o singură opțiune. Misiunea mea sau nimic. Samson nu mai există altceva pentru tine. Ești legat fără ochi, nu mai există. Ori pentru mine, ori nimic. Și Samson se întoarce la misiunea sa originală, cum trebuie să, refa să, să, să ne întoarcem unii dintre noi. La ceea ce ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Repet, în viața personală, în viața de familie, în viața bisericii și în lumea aceasta. Și în lumea aceasta. E foarte interesant că Samson vede potențialul situației în care se află. Samson nu zice în frenezia nebuna închinării acestor păgâni. Cu 3.000 de oameni aici, cu toți domnitorii filistenilor, cu soldați care îi păzeau acolo, în casa asta, când, când, oamenii ăștia celebrează pe Dumnezeul lor, nu mai există nicio șansă pentru mine. Și cine a spus asta? Iuda a spus asta. După ce l-am vândut pe Hristos, ca pe un sclav, după ce Hristos a fost plins, după ce s-a dat sentința morții asupra lui Hristos, nu mai există nicio speranță și nicio nădejde pentru mine. Să știți că niciodată Duhul Sfânt, nu i însuflă mintea unui om unui astfel de gând. Niciodată. Mulți oameni se întreabă, cum știu eu că sunt convins de păcat de Duhul Sfânt și cum știu că satana mă trage în curse? foarte simplu. Foarte simplu, ascultați-mă. Satana întotdeauna îți fură nădejdea și speranța. Satana întotdeauna îți fură nădejdea și speranța. Dacă ai căzut în păcat, satana asta îți va spune. Nu mai există nicio șansă pentru tine. Ai făcut așa ceva înaintea lui Dumnezeu? L-ai sfidat în halul ăsta pe Dumnezeu? Dumnezeu nu mai are nimic pentru tine. Și al doilea lucru, sau al doilea mod în care poți judeca dacă Satan este cel care te apasă cu păcatul sau Duhul Sfânt te cercetează, este că întotdeauna Duhul Sfânt te duce către Hristos. Întotdeauna. Întotdeauna Duhul Sfânt te duce înaintea lui Dumnezeu. Nu te depărtează de el. S-a dus, -a aruncat bani în Templu, s-a dus și s-a spânzurat. Ce a făcut Samson? Dumnezeu l-a disciplinat. L-a lăsat să fie legat, nu mai putea să umble, nu mai vedea ce a făcut, ce lucrare a făcut Duhul Sfânt. Până atunci făcea lucrări de putere prin el. Ce lucrare a făcut Duhul Sfânt în viața lui acum? L-a făcut, i-a îndreptat inima către Dumnezeu. Niciodată Duhul Sfânt nu te duce departe de Dumnezeu. Întotdeauna Duhul Sfânt te pleacă pe genunchi. Dacă tu vreodată te zici, mă simt disperat, mă simt fărmat, mă simt pierdut, mă simt depresiv, mă simt dezamăgit, simt că nu mai are rost să fac nimic, nici în lumea asta, nici în familie, nici în viața asta spirituală, nici în viața bisericii, nimic. Dacă asta este atitudinea ta, îți garantez 100% că este diavolul acolo, nu este Duhul Sfânt. Dar dacă Dumnezeu îți arată păcatul din viața ta și spune, roagă-te, la Dumnezeu este nedevide, roagă-te, pleacă-te înaintea lui Dumnezeu, smerește-te, mărturisește-te, întoarce-te. Ăla este Duhul Sfânt. Asta a făcut Samson. Asta vedem în viața lui Samson. S-a întors la planul original, s-a întors în cu Dumnezeu, s-a întors rugându-te lui Dumnezeu. Și din nou, uitați-vă un lucru. Nu mai avea ochi, dar a văzut potențialul extraordinar al situației sale. Deci acum este momentul cei mai mulți dintre noi, cu ochii în cap, liberi să umblăm oriunde vrem în lumea aceasta. Sunt atâtea situații cu un potențial enorm pentru Dumnezeu. Zicem, o, să mai poate face nimic. Vremurile din urmă. Da, avem noi tânguia la asta creștină. Mai și cântăm uneori. Nu S-a terminat. Gata, uite, pe Anticrista, e cel pe colț. S-a terminat. Ne-o cipa pe toți. Ne-o terminat. Au dărzen. S-a terminat. A asta e atitudinea noastră. Gândiți-vă la Samson. Gândiți-vă la Samson. Legat? Ce șansă mai era pentru el? Nimic. Dacă era un moment în care Samson să spune s-a terminat, ăla era momentul. Dar Samson nu mai vede fizic, începe să vadă spiritual. Orice situație, oricât de grea și de disperat ar fi, oricât de mult am decăzut înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea, ăsta este momentul. Ăsta este momentul biruinței. Ăsta este momentul în care pot să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și să fac ceva pentru Dumnezeu. El crede în puterea extraordinară a lui Dumnezeu. El, Samson, nu mai crede în puterea lui. Ascultați ce spune Samson aici. Dăm putere numai de data aceasta. Deci, fraților, succesul, ascultați-mă, succesul în orice privință, zici, mă lupt cu un păcat, mă lupt cu un obicei prost, mă lupt cu o vorbă rea, mă lupt cu o apucătură rea. Succesul nu stă în tine. Spui, nu pot. Păi, nu pot, nu pot, auzi, nu pot, nu pot. Așa e. Până aici ai spus, Corect. Și o să spun și diavolul să-ți dea dreptate. Dacă îi spui diavolul, nu poți să mă sfințesc. Diavolul să spună așa, mă, nu pot. Nu pot. Nu pot să mă țin de lucrurile sfinte. Satana o să spună așa, mă, nu pot. Așa, ai, nu pot. Nu pot să, să, am o relație bună cu adunarea. Satana o să vină să-ți dea dreptate. Așa, ai, nu pot. Păi asta e interesul lui să spună. Nu pot, nu pot, nu pot, nu pot. Și ce va face Duhul Sfânt în viața ta? Duhul Sfânt te va pleca pe genunchi și îți va spune, tu nu poți, dar este cineva care poate și vrea și vrea. Și te va pune acolo să spui, Doamne, eu nu pot. Dar te rog, dă-mi. Vedeți, Samson nu se tânguie. Vai, ochii mei. Vai, plimbările mele. Vai, leu meu. Pe care, ce frumos. Mierea pe care eu o mâncam. Doamne, dar Doamne, eu Îmi întreabă, ce... Tu sunt povești cu oameni care erau înainte de moarte și eu întrebat, ce mai vrei de acum înainte de moarte? Băi, băi, dă-mi o țigară înainte de moarte. Dă-mi un pahar. Dă-mi un pahar. Ei, mi-am trăit viața. Lasă-mi. Ce mai vrei înainte de moarte? altul să scrie un bilețel nu știu cui, altul să mai blasteme pe nu știu tot felul de nebunii. Tot felul de nebunii. Un creștin înainte de moarte vrea să fie într-o relație corectă cu Dumnezeu. Asta vrea un creștin înainte de moarte. Un creștin înainte de moarte spune dacă aș mai putea să fac ceva pentru Dumnezeu. Un creștin înainte de moarte nu spune, bă, aveți grijă, terminați de pus gresia în baie, mai. Băi, nu uitați lucrul ăsta, că de mult am vrut lucrul ăsta. N-ai să vezi pe bătrâna acasă care spune, de mult am vrut să schimbați schimbat chiuveta. Bă, nu uitați, măcar copiii mei să aibă altă no, asta, o să spună dacă aș fi făcut mai mult pentru Dumnezeu. Dacă aș fi stat mai mult cu familia, dacă m-aș fi implicat mai, asta ar fi dorința lui, să poată să mai facă puțin cât îi s ar da, puțin pentru Dumnezeu. Puterea vine de la Dumnezeu, dragii mei. Doamne, dăm putere, nu s-a încrezut în el însuși. Ăsta este momentul în care vedeți transformarea radicală un Samson care trăia pe baza puterii sale și a înțelepciunii sale, care își făcea planurile sale, deodată schimbat radical, radical. Crede că puterea vine de la Dumnezeu, se ocupă de Sufletul lui, este gata să se pună în întregime la dispoziția lui Dumnezeu. Ce transformare! Ce transformare! Nu ură temnița în care te pune Dumnezeu. Nu ură și nu vorbi împotriva disciplinării pe care ți-o dă Dumnezeu. Că o dă spre binele Sufletului tău. O dă spre bine Sufletului tău. Și uitați-vă în versetul 29 și 30. De fapt, dacă vă uitați în versetul 28 arată situația în care ei, versetul 27, situația în care se aflau, nu? Casa era plină de bărbați, de femei, toți domnitorii filistenilor erau acolo, pe acoperiș erau aproape 3000 de inși, bărbați și femei, care priveau la Samson cum juca. Distracție. El s-a rugat și Samson, ce frumos zice versetul 29, Samson a îmbrățișat și ce a îmbrățișat Samson până acum? Femeie îmbrățișată. Femeie îmbrățișată. Și nu a făcut nimic pentru Dumnezeu. Și a risipit viața. Și a risipit trupul și a pierdut libertatea. A devenit o victimă în mâinile celui rău. Acum, cu ce avea la dispoziție? Samson a îmbrățișat pentru singurul singur moment în viața lui ce trebuia. Și ascultă-mă, frate, dacă nu pui mâna pe plugul în lucrarea Domnului, o să te pună satana să tragi la plugul lui. Că vrei sau nu. Dacă n-ai pus mâna pe plug, zice, cine pune mâna, zice Domnul, să nu să mai uite înapoi. Dacă n-ai pus mâna pe plug da, și n-ai intrat în ogorul Domnului, în ogorul Sfințirii, în ogorul lucrării lui Dumnezeu, în ogorul de a fi omorât, ce îți dă Dumnezeu să faci în lumea aceasta? Te aduce satana la râșniță. Ascultă-mă, vă spun în dimineața asta înaintea lui Dumnezeu, te aduce satana la râșniță. N-ai pus mâinile unde trebuie, o să-ți dea el de lucru. E, e, o, e o realitate și un principiu spiritual care funcționează oricum. Oricum funcționează așa. Spunea cineva cu un motiv pentru care generația actuală este depresivă, este o, pentru că este o generație care are foarte mult timp de folosit aiurea. Și mă, cum de oameni în, în, trecut, care omul nu muncea cu tractorul, era la sapă, era toată ziua, nu avea timp să intre în depresie, nu avea timp să-i dea satana, să stea tot timpul, să se uite la sute de seriale, să se uite la toate nebunile pe care satana ni l-a băgat acum ca un canal să curgă, să deverseze mizerie canal în casele noastre, în continuu de dimineață până seara. Nouă în capetele noastre, la copiii noștri și spune, mai, am închez de rugăciune, închez să mă duc la adunare, nu înțeleg ce e cu cine Domnului. Cum să mai ai? Cum să mai ai? Este cu neputință. Este cu neputință lucrul acesta. Este cu neputință lucrul acesta. Dar uitați-vă în punctul acesta pentru că este foarte, foarte important. Pentru a înțelege această schimbare care trebuie să existe. Îmbrățișează lucruri pe care ți-l dă Domnul. Că dacă nu-ți va aduce diavolul, ce să îmbrățișezi? Uitați-vă la o casă de oameni creștini care și-au făcut copiii pe care au trebuit să-i facă. Zice, dacă aș mai avea și eu timp liber, ascultă-mă că au avut alte femei timp liber ca tine și-au luat o razna. Și-au luat o razna. Bucură-te înaintea Domnului că mai bine ștergi fundul unui copil decât să te apuci să ștergi alte lucruri. Ei mai e bine să faci lucrul ăsta e mai bine să faci lucrul ăsta. Îți spun, e mai bine să fii cu, fii cu părul vâlvoi decât să fii în altă parte. Nu vreau să dau exemple aici, că sunt și copii. E foarte multe ori angajați în lucrarea lui Dumnezeu, în viața personală, în familie, în biserică, ni se pare că e tare greu. Tare greu. Să vezi tu cât de greu e când te aduce satana la râșniță. Atunci ai să spui, bine era mă înainte. Bine era la casa mea, bine era cu pruncii mei, bine era pe câmp, bine era la adunare, bine era. Dar fraților, pentru ce ne lasă Biblia exemplele astea? Nu ca să sune clopoțelul în mintea noastră. Nu ca să fii mulțumitor în starea în care Dumnezeu te-a pus. Nu ca să recunoști pe Dumnezeu în toate căile tale și să-ți vezi de treabă înainte, ca să nu-ți dea cel rău de lucru. De să ne avertizează Dumnezeu în felul acesta, în cuvântul Lui. Am îmbrățișat. Am de la mijloc, asta trebuie să facem noi în lucrarea Domnului. Pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei. A făcut rugăciunea, a îmbrățișat stâlpii. Unul era la dreapta lui și altul ea la stânga lui. Și asculta, Samson a zis să mor împreună cu filisteenii. Unii zic că Samson s-a sinucis. Nici de cum așa ceva. Asta înseamnă că și Isus s a sinucis. Ce prostie asta să spui că cineva că tu, de exemplu, noi pe eroi neamului, avem atâtea locuri în țara asta unde onorăm pe eroi neamului. Noi spunem că s a sinucis? Dacă ăla s-a dus la luptă, dacă ai găsit, de exemplu, un general sau un soldat într-o misiune foarte grea și spune, mă duc eu și el știe că va muri, tu spui, s-a sinucis soldatul cu tare. Asta e scrisoarea care vine acasă la nevastă lui sau la părinții lui? Asta e, să-i spuneți-mi. Nici de cum, ce prostie e asta, cum să spui așa ceva? E o anomalie, o absurditate totală. Nu, îl, îl considerăm un erou, nu e așa? Îl considerăm un erou. Nimeni nu se închină lui Isus că s-a sinucis. Chiar spune, eu îmi dau viața și tot eu am putere să o iau iar. El pe cruce așa spune ultimile cuvinte. Tată, în mâinile tale? Nu-mi încredințez duhul s-a sinucis el? Nici de cum. Nici de cum și-a dat viața în folosul altora. Sinuciderea este când cineva din disperare dintr-un egoism exacerbat, un narcisism absolut. Și din pricina durerii el spune, nu mai vreau să trăiesc, eu nu mă simt bine în viața asta. Și el pentru el își ia viața. Dar Samson nu asta face aici. Samson spune, mă pun în totalitate, inclusiv cu viața mea, cu trupul meu, cu ultima mea suflare, eu o dau cui. Păi Dumnezeu, asta face Samson aici. Da? La ce l-a chemat Dumnezeu în viața lui? Păi spune, nu ce să mă răzbun pe filisteni. Să mor împreună cu filistenii. Păi la ce l-a chemat Dumnezeu în viața lui? Ca să izbăvească pe Dumnezeu de filisteni. Și atunci el declară aici, Doamne, mărturisește înaintea tuturor, Doamne, sunt gata să-mi împlinesc scopul vieții mele împreună chiar cu vrășmașii mei. Să mor în mijlocul vrășmașilor mei, dar făcând misiunea ta. Vreau să observați aici un lucru. Să știți, într-o mică măsură, Samson este o imagine a Domnului Isus Hristos. E imperfectă, dar este o imagine a Domnului Isus Hristos. De ce este o imagine a Domnului Isus Hristos? Pentru că moartea Domnului Isus Hristos a fost moartea vrășmașilor noștri. nu e așa? Samson a murit, când a murit Samson, au murit vrășmașii lui. Când a murit Domnul Isus Hristos, la cruce a murit puterea păcatului deasupra noastră, puterea diavolului deasupra noastră, puterea veșnică a iadului deasupra noastră. Moartea Domnului Isus Hristos a fost moartea tuturor vrășmașilor noștri. Mai mult. Moartea lui Samson a fost cel mai înalt punct al vieții lui Samson, nu? Pentru că spune aici așa. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-a omorât în timpul vieții ce a făcut Domnul Isus Hristos la moartea lui a fost mai important decât ce a făcut Domnul Isus Hristos în timpul vieții lui. Viața lui Isus a fost crucială, esențială. Dar în moartea lui a plătit păcatul nostru. În moartea lui a biruit pe diavolul. În moartea lui a ridicat o sânda deasupra noastră. În moartea lui a închis porțile iadului pentru noi și a deschis porțile cerului. Nu-i așa? În moartea lui a zdrobit capul diavolului, capul șarpelui. În moartea lui. În viața lui pământească a ridicat blestemul. A bolii. Oamenii îndrăciți, eliberați. A dat mâncare celor flămânzi. A deschis ochii orbilor și așa mai departe. A ridicat suferința omenirii. Dar în moartea lui a pecetuit lucrul acesta. Mai mult, uitați-vă că poporul Israel este izbăvit de filisteni când? În viața lui Samson sau la moartea lui Samson? Când au murit domnitorii filistenilor? Spuma filistenilor. La moartea lui. La moartea lui. La moartea lui. Vedeți dumneavoastră, când este făcută religia filistenilor de rușine? Ascultați-mă, este strategic. Dumnezeu ce face? Îi lasă să se strângă, încep să se închine Dumnezeului lor și acum Dumnezeu le spune așa, ca să vedeți unde e Dumnezeul vostru și cât de importantă este închinarea voastră și autentică și adevărată, e exact când vă închinați Dumnezeului vostru, în frenezia asta extatică religioasă, exact atunci a venit prăpădu peste ei. Corect? Când a distrus Isus idolatria din lume? Exact la moartea lui. Atunci a făcut de rușine domniile și stăpânirile. Când a ieșit triumfătorul asupra lor prin cruce. La moartea lui. Ăsta este, dragii mei, secretul creștinismului. Secretul creștinismului și succesul creștinismului stă în moarte. În sacrificiu de sine. Pentru noi, în mintea noastră, în mintea umană, domne, dacă am putere, dacă am bani, dacă am oportunități, aș putea să fac o grămadă de lucruri. nu e așa? Iisus când a dus biruință? Cum, put, cum oare ne întoarcem noi la mentalitatea asta omenească mereu? Dom'le, dacă aș avea, dacă alții s-ar jerfi pentru mine, eu aș fi bine. Dar creștinismul stă în acest mare act de dăruire de sine, de sacrificiu de sine. Și asta ne arată Samson aici. Biruința cea mai mare a fost când Samson s-a jerfit. Biruința cea mai mare a fost când Samson s-a sacrificat. Uitați-vă, succesul lui extraordinar. S-a plecat cu toată puterea. Purtant asta. Cam câtă turație spirituală avem noi în lucrare? Cam câtă turație spirituală avem noi în viața personală, în familie și așa mai departe? Câte puțin, nu? Câte puțin. Dar ne așteptăm să facă Dumnezeu lucruri mari. Și când Dumnezeu a făcut lucrarea asta extraordinară pentru Israel și pentru Samson și pentru faima numelui său, când Samson s-a aplicat cu cu toată puterea. Zis, ia să văd doar, m-a ascultat Dumnezeu? Nu m-a ascultat. Vezi de treabă. De ce să încerc? Mă, mă fac și de rușine aici că trag și zice, începe ăștia să râdă mai tare de mine. A, tu ai crezut că mai... Nu mai merge Samson. Nu, Samson s-a dedicat total lui Dumnezeu. Nu-i mai păsat de reputația lui, nu-i mai păsat de viața lui. S-a pus pe altar înaintea lui Dumnezeu și a tras cu toată puterea. Vreți să vedeți lucrarea lui Dumnezeu la lucru? Asta e un lucru foarte interesant. Succesul, în ce asta succesul? Întrebare, în ce asta succesul? În Samson sau în Dumnezeu? A, sigur, noi trebuie să dăm glorie lui Dumnezeu. Ascultați-mă puțin. Ascultați-mă puțin. Succesul a stat în puterea lui Dumnezeu. Dar puterea lui Dumnezeu a fost livrată prin puterea lui Samson. Asta spune Biblia. Ascultați ce spune. S-a rugat, Doamne, dăm putere. Și ascultați ce spune Scriptura. Și Samson s-a plecat cu toată puterea. Samson a trebuit să se plece, corect? A trebuit sau nu? Da. Deci puterea lui Dumnezeu a lucrat prin puterea lui Samson. Puterea lui Dumnezeu a lucrat când Samson s-a împins, când a îmbrățișat stâlpii. Și ăsta e lucru extraordinar. Dumnezeu într-o singură zi poate să facă ce ne-am reușit noi o viață. Ăsta este succesul extraordinar. Dumnezeu într-o singură zi poate să facă ce ne-am reușit o viață. Dacă ești în dimineața asta aici și te uiți la viața ta și vezi faliment și păcat și eșec, ascultați-mă. Crede în puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă într-o singură zi ce n-a făcut toată viața ta. Dar Dumnezeu va face lucrul ăsta când va fi lucrat în viața mea și m-am pus la dispoziția Lui. Și sunt gata să mă sacrific. Când viziunea mea se schimbă, când dispoziția mea lăuntrică se schimbă, când am intrat într-o relație corectă cu Dumnezeu. Vedeți, potențialul e enorm risipit în viața lui Samson de-a lungul vieții sale, da? este acum recuperat într-o zi. Dumnezeu îi dă această oportunitate extraordinară. Dar nu fără schimbarea inimii lui. Nu fără schimbarea vieții lui. Și spune în versetul 31 cu care încheiem, frații lui și toată casa tatălui său s-au coborât și l-au luat. Când s-au suit înapoi, l-au îngropat între Țoria și Eștaol în mormântul tatălui său Manuac. Vreau să vă citesc un verset ca să înțelegeți mormântarea lui Samson că e importantă. Capitolul 13 cu 25 spune așa. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahanedan între Țorea și Eștaol. Dacă ai luat o hartă și începe să pui semne în toate locurile în care a umblat Samson, ai să vezi că Samson o hoinărit. Samson a fost un hoinar. Dar Biblia spune unde a mutat Duhul Domnului. Spune, arată, ne arată porțiunea, harta aceea unde a mișcat Duhul Domnului. După ce Samson și-a făcut lucrarea în ultima zi a vieții lui, dar a făcut-o. A făcut-o și Dumnezeu i-a dat o biruință extraordinară. A ajuns, el acolo la mișca Duhului Domnului, a ajuns, s-a întors, a fost înmormântat simbolic, exact acolo unde l-a avut întotdeauna Duhul lui Dumnezeu. Dar într-un fel, mormântarea lui acolo, unde Duhul Domnului l-a mișcat, este un semn că viața lui Samson a fost recuperată, restaurată. A ajuns să moară acolo unde l-a vrut Duhul lui Dumnezeu. Fraților și surorilor, niciunul dintre noi nu știm. Și noi am văzut și cu accidentul care a fost în familie și cu așa umbra morții care a trecut prin viețile noastre și în familiile noastre și în biserica noastră. Niciunul dintre noi nu știm când este finalul. Vreau să te întreb, unei vrea să mori? Ce ai vrea să se spună du Dumnezeu a dat harul Samson? Și ce s-a spus despre Samson? A murit acolo unde l-a mișcat Duhul Domnului. Dar noi știm că el a hoinerit mult, nu-i așa? Dar ce har -i? Ce har să fi murit în locul în care l-a vrut Dumnezeu, nu-i așa? L-au luat ai lui și l-au dus și l-au îngropat acolo. Tu unde vrea să mori? Te-ai gândit vreodată? Unde vrea să se termine viața ta? Unde vrea să se termine viața ta? La o beție? La o bârfă? Nu vrea să termine viața ta? Fiind plecat undeva și să bă, n-a fost găsit chiar unde trebuie. Vreau să vă închei cu o poveste. Eram în facultate și vreau să plec într-o misiune. Eram în de Cristina, vorbeam cu Cristina, hotărâsem căsătoria cu Cristina și am vrut să plec numai eu cu ea, într-o misiune. Nu aveam niciun gând breabura, vă mărturisesc înaintea Domnului. Dar ceva în conștiința mea nu îmi dădea mie pace. Știi? ceva. Și m-am dus să vorbesc cu un profesor. Și îl întreb pe profesorul ăsta, ce crezi? Aș vrea să mă duc, noi suntem serioși. El știa deja toată povestea. Și zice așa, Andrei, știi ce se întâmplă la un accident? Să rup haine de pe voi. Să rup haine. Tu știi cum vei muri? Nu știi. Poți să mori în drumul ăsta, să nu mai ai să te căsătorești. Zice, cum ai vrea să te găsească ăștia că vei muri? Eu aveam 25 de ani. Nu mă gândeam la moarte. Mă gândeam la căsătorie, la prunci, la dragoste, la iubire, la alte lucruri. Nu stăia mie minte la moarte. Și eu zice, cum ai vrea să vă găsească ăștia? Cum ai vrea să vă găsească? Și atunci am zis, a fost argumentul final pentru mine. Nu n-aș vrea să fiu găsit mort cu o fată prin asta, rupt fărmața mândoi acolo, cu hainele rupte pe noi. Vă spun sincer, asta m-am gândit. N-aș vrea să fiu, că am văzut oameni mor, să știți pe șosea. N-aș vrea să fiu găsit așa. Cum ai vrea să fi găsit când mori? Dar știi tu când vei muri? Același frate, care a trecut printr-o boală destul de dificilă, stând de vorbă cu un medic, i-a spus medicului, zice, viața mea este atârnată de un fir de ață. Și medicul i-a spus, viața tuturor oamenilor este atârnată de un fir de ață, dar ei nu știu. Ascultați? Viața tuturor oamenilor este atârnată de un fir de ață, dar ei nu știu. Vă spun, în 100 de de kilometri peste care am făcut în 2-3 ani de zile, am văzut moartea nu odată. Nu odată. Și nu sunt vârstă. Fiecare dintre noi trebuie să ne punem foarte serios problema. Samson a murit de tânăr, să știți. Cum am vrea să se termine viața noastră? Ai vrea să se termine viața ta fiind într-o relație bună cu copiii Domnului, cu biserica Domnului, cu soția, cu soțul, ocupându-te de copiii tăi, fi angajat în lucrarea Domnului. Credeți că mi-ar părea rău dacă. Credeți dumneavoastră că unuia i-ar părea rău dacă ar muri la adunare? Nu i-ar părea rău. i părea rău dacă ar muri în lucrarea Domnului? Nu i-ar părea rău. Iar părea rău dacă ar muri la muncă, dar la muncă muncind pentru slava Domnului, pentru familie și așa mai departe, nu no, i-ar părea rău. Știți cum i-ar părea rău? -ar părea rău dacă ar muri într-o viață risipită. O viață risipită. Cuvântul lui Dumnezeu nu este să fie terapie pentru noi. Să ne mânghi așa o leacă neuronii și două, trei sentimente. Cuvântul lui Dumnezeu cred în dimineața aceasta. Este o provocare pentru noi. În dimineața aceasta. La orice punct din viață te -ai afla. Și dacă ai fi bătrân și cărunt. Dumnezeu îți spune exact ca lui Samson. Dacă astăzi ești mișcat de Duhul Domnului prin cuvântul Domnului și vrei să-ți pui viața la dispoziția Domnului, dacă astăzi îți pui sufletul tău într-o relație corectă cu Dumnezeu, dacă astăzi îți pare rău pentru risipa pe care ai făcut-o în viața ta și ești dispus cu ce ai la dispoziție, cu stâlpii, dacă îi îmbrățișești și spui, Doamne, cu atâta, atâta am la dispoziție. Vreau să îi îmbrățișești, vreau să fac la ce mai chemat tu să fac și ce n-am făcut toată viața mea. Eu cred, sunt încredințat înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu îți va da un final fericit. Și fie ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre, să miște inimile noastre și să ne ajute să ne dedicăm în totalitate lui Dumnezeu. Amin.